Căuta, spuneam, e pe primul loc, e adevărat, conjunctural, pentru că nu s-au jucat toate celelalte meciuri. Dar ar fi în joc pentru un loc european, dacă ar fi depus pentru licență. Nu depune pentru licență. Păi spune la un club din ăsta care e, nu știu, privat, zici, bă, și asumă oamenii. Totuși, UTA este un club care, într-o proporție mai mică, de fapt e mai mare, este conectat la rețeaua de bani publici. Deci tu, după ce că iei bani publici, nici nu ești în stare să-i menegeriezi încât să duci echipa asta acolo unde, pe plan sportiv, ar avea dreptul. Cum ai judeca, Andrei? Adică, pentru că mie mi se pare o diferență între un club privat care, repet, își poate asuma, da, în fața suporterilor, în fața tradiției, față de un club care accesează bani publici, nici măcar așa nu ești în stare să îndeplinești toate criteriile, să oferi clubului posibilitatea să meargă în Europa? Tu ai dreptate, dar suntem în an electoral, poate că primăria sau cine, consiliul de acolo, cine finanțează și echipa de fotbal, poate anul ăsta are nevoie de mai mult cash flow, ca să folosesc așa un termen, pentru a-și rezolva problemele electorale de anul ăsta. Și atunci banii ăștia trebuiau plătiți acum, se amână până când se pot amâna? Probabil până iunie, ceva de genul ăsta. Nu, dar UTA încă nu și-a depus pentru că ne aplică pentru licență, nu a depus acel dosar să avem acces. Dar o să avem acces. Oricum are bani luați de la primărie. Foarte mulți chiar. Da, acum mai e și problema cu primăria, că s-a dat o lege până octombrie, în septembrie, anul trecut, ceva de genul ăsta, prin care s-a restricționat un pic eliberarea fondurilor către sport. Da, a fost problemă și cu construirile stadionului. Și s-ar putea, neavând banii respectivi, privatul s-a bazat pe ei, nu i-a avut și atunci au mi se pare un pic nedrept, pentru că aici există și infrastructură, și interes din partea publicului. Echipa e în obiectiv, adică dacă ar fi pe la retrogradare, spune... Ok, ce ne trebuia Europa, că oricum ne ajungem acolo. Da, să știi că unii își mai fac și alt tip de calcule. Spun, domne, noi când am început sezonul ăsta, eram unde eram, reconstruim echipa, s-ar putea ca o vară încărcată, adică dacă ar merge în cupele europene, să ne dăuneze. Bine, câte ar merge UTA. Dar ca idee, totuși, adică targetul tău, ca și club, cum trebuie stabilit? Jucăm aici în România? Ok, putem în Europa, poate jucăm un tur sau două, dar căpătăm experiență. Expunem un jucător acolo, îl vede cineva cu care jucăm, poate prindem o echipă din asta, din... habar n-am, poate că așa ar trebui să funcționeze. I-a văzut rapidul jucătorul, vandabil. Nu, dar cum l-a văzut, de exemplu, Petrescu, pe Krasnic? Nu l-a văzut la... Da, sigur. Nu? E adevărat, așa este. Nu, ideea e că vorbim acum... uitându-ne la clasament. Da. Dar ia gândește-te când au început lucrările de reamenajare a gazonului pe Neumann. Atunci UTA nu stătea bine și avea de jucat la Oradea, la Sibiu, meciuri foarte dificile, iar la momentul ăla se discuta, când discutai de echipele pasibile de a retrograda, chiar direct, luai și numele UTA în calcul. Așa e. Acum e situația schimbată, pentru că a avut seria asta în 2024 extraordinară. După meciul cu noi, a avut chiar o serie foarte, foarte bună. Operațiunea aia trebuia făcută neapărat. Am văzut, eu am verificat, cred că din 5 surse, suma, că eu când am auzit, am zis, nu are cum să fie așa ceva. Adică era ceva ieșit din comun cu totul, nu am auzit nicăieri. După care am văzut că, de fapt, s-a schimbat și drenajul. Chiar și așa, și drenajul, și au fost aduse și utilajele care ajută la fotosinteză. Și... dar suma era ceva. Și atunci oamenii au zis, mutați-vă de acolo, că noi aici trebuie să investim banii ăștia, nu ne jucăm. Trebuie să facem fotosinteză. Exact. Două faze vreau să comentăm. Ambele haioase din acest meci, pentru că, mă rog, nu sunt prea multe de comentat. Avem și alte subiecte și de asta vreau să trecem repede. Înainte de startul meciului, a fost un moment în care băiatul portarului celor de la UTA, băiatului, s-a oferit posibilitatea să dea lovitura de start. Și o să vedeți că este un moment foarte haios, cap-coadă. Îl ia Coza, îl duce acolo ca să dea, el fiind foarte mic. Și Coza, atenție, îi arată că în momentul în care fluieră, trebuie să dea drumul la minge. Și el face exact arbitru, dă cu mâna. Dar totuși bucuria lui, bucuria copilului este fabuloasă. E senzațională, E foarte, foarte mic. Așa îi spune, a dat cu mâna, că l-a văzut și pe tati, că tati repune de multe ori cu mâna și atunci nu... Dar l-a văzut pe arbitru, aici trebuie să facă exact cum îmi spune arbitru, din moment ce arbitru mi arată că trebuie să... Gestul arbitrului este cu mâna. Oricum se face sportiv, clar.
Are pornire bună. Cred că era de mică. Da, da. Și are mers așa de hotărât. Hop! Bun, și al doilea moment este o fază cu Cheroni care produce un faul, înainte de faul, sau nici nu cum să-i spun, că și îl împinge pe cine? Țigănașul? Cine? Da. Îl împinge pe... Nu, e... Ba da, Țigănașul. Țigănașul? Ok, îl împinge pe Țigănașul în... Nikovski. Sigur joacă bine biliard. Fabulos. Da. Asta e și de cartonaș galben. Da. Poate să fie da, și de exact, cartonaș galben. Da. Haideți să vedem ce spune Bogdan Andone după această înfrângere. El a început bine play-out-ul pentru că a bătut pe Polia și să vedem ce spune după acest eșec. Bună seara. Plecați fără punct sau puncte de aici, de la Arad. Ce n-a mers în această seară? Ce v-a displăcut cel mai mult la echipa dumneavoastră? Bună seara. Da, din păcate plecăm fără puncte. Dar vreau să-mi felicit jucătorii, mai ales pentru repriza a doua. Ne-am creat, cred că, 3-4-5 oportunități, cred că două monumentale. Din păcate ne-a lipsit concentrarea în prima repriză la fazele fixe, unde am și primit golul, din păcate. Țin și cred că pun acest lucru pe faptul că de 3 zile suntem pe drumuri. E oboseală, sincer, eu m-am simțit obosit. Repriza a doua a fost cu totul și cu totul altceva, s-a dus și soarele, le-am spus la pauză să aibă încredere pentru că putem întoarce rezultatul. Atmosfera a fost mult mai răcoroasă în repriza a doua și ritmul nostru a crescut, am avut un ritm mult mai bun, mult mai multă intensitate, am presat în multe momente ale reprizei, am ratat cele două, trei ocazii incredibile, din păcate cam acolo a fost soarta jocului. Am observat că ați avut o bancă, așa cum se spune, cam scurtă. Într-adevăr, și noi am observat că în repriza secundă ați echilibrat jocul și acumva poate ați resimțit și faptul că n-ați avut cum să aduceți de pe bancă neapărat un plus sau nu, un plus așa cum v-ați dorit. Da, nu neapărat, pentru că băieții care au intrat, mă bucur pentru Mailat, care a revenit după o lungă accidentare, e un jucător important pentru echipă, pentru club, și restul jucătorilor, toți care au intrat, au încercat, s-au ridicat la nivelul jocului, din contră chiar poate peste nivelul primei reprize, și din păcate, ok, ne-a lipsit Miron, ne-a lipsit Celea, ne-a lipsit ca prof, jucători importanți pentru noi, dar jucătorii care au intrat în această după-amiază, am spus, merită felicitați pentru atitudine, chiar dacă prima repriză ne-a lipsit puțin ritmul de joc, dar din punctul meu de vedere îi înțeleg perfect. Știți că se tot vorbește că de ce se înlocuiesc jucători după o jumătate de oră. Știți un debat, că s-a mai vorbit și în alte cazuri. Iată și dumneavoastră astăzi l-a scos pe David după 29 de minute și trebuie să vă întreb ce s-a întâmplat. Nu, el este un jucător foarte agresiv, un jucător tânăr, a luat acel cartonaș galben pe un atac întârziat și necontrolat. Sincer, mi-a fost foarte teamă chiar și cele 4-5 minute care au trecut până la înlocuire. Să nu ia cumva un al doilea galben. E un jucător foarte tânăr, un jucător lipsit de experiență. Și i-am și spus, am vorbit cu el și la pauză în vestiar, i-am explicat motivul pentru care a fost înlocuit și trebuie să învețe din greșelile care le face, pentru că practic am făcut schimbarea spre binele echipei, nu că ar fi jucat prost sau că ar fi făcut altceva. E singurul motiv. Mă uitam pe clasament, în ciuda acestei înfrângeri totuși nu aș spune că rămân șansele intacte, dar oricum nici nu se diminuează foarte mult, depinde foarte mult ce se întâmplă și în celelalte partide, dar sunteți acolo. Adică măcar pentru un loc de baraj nu văd de ce n-ați spera în continuare. Da, a fost, am pierdut un joc, da, n-am pierdut războiul, da, o bătălie. Mai sunt încă multe de jucat. Noi trebuie să ne fructificăm jocurile de acasă în primul rând, unde să strângem puncte, iar din deplasare, din cele 3 deplasări rămase, să scoatem, eu știu, 3, 4, 5, 6 puncte cât putem, pentru că cred că și cu jocul rezultatelor care vor fi, sper să fie necesar ca să prindem un loc de baraj, ca să jucăm acea finală pentru a rămâne în Liga 1. Mulțumesc! Mulțumesc și eu! Da, Bogdan Andone locuiește pe David cu Mitrov în 29, dar nu-l umilești. Nu, da, aici nu e o știre. Nu e o știre, deși David pleacă nervos la vestiare. Pleacă nervos, da, aia da, e de... Uite, n-am văzut ăia trei schimbați la Fulham în minutul 33, dacă au plecat nervoși sau dacă au plecat doi nervoși și unul nenervos sau unul nervos și doi calmi. Nu știu. Bine, aici cel mai bun exemplu, eu l-am discutat la minutul 91, este
cu ce s-a întâmplat în, acum două etape la Sevilla, jucau un meci acasă, nu mai știu cu cine, cu Celta Vigo. Și l-a înlocuit Kike Sanchez Flores pe Nesiri. Și Nesiri când a ieșit, a trecut să se pe bancă și a șutat într-un recipient. Exact cum a făcut Brown. Și Kike Sanchez l-a văzut și s-a luat de el, a zis ceva. Și s-a întors să sară efectiv la bătaie, adică a fost oprit în Nesiri de colegi. Scenei uluitoare, etapa următoare titular. E coghetul echipei. Kike Sanchez Flores s-a jucat cu Belodezi și în echipa la Valencia. Da. Nu, dar apropo de asta, cum să... Chiar am vrut să mă uit special, zic, ce uite, se întâmplă. Chiar vorbeam și cu Andrei mai devreme. Dom'le, câteodată trebuie să reacționezi rapid pentru că vezi că se întâmplă ceva care nu poate fi pus la punct în distribuția pe care o ai trimis în teren. Că nu s-a pus problema să-l umilească cineva pe Rada. S-a pus problema să intre unul de alt profil ca să nu ne mai facă superioritatea. Aia a fost. Trebuie unul care să alerge. Mă rog. Bun, spuneți-mi câteva lucruri despre FCSB Craiova. În primul rând, câte bilete sunt până la această oră? Am trecut de 20.000. De 20.000. Da. Și estimați undeva peste 30.000? Peste 30.000. Peste 30.000. Sigur, peste 30.000, da. Ok. Băluță, care e situația cu acest accident sau care e problema? Va lipsi între 3 și 4 săptămâni. Între 3 și 4 săptămâni? Da. Deci, practic, 3-4 etape. Deci nu e incert și lipsește cu... De săvârșire. Da. E sublim, dar lipsește. Da. E sublim, dar lipsește cu desăvârșire. Dar ce fel de accident are sau care e problema? O problemă musculară nu poate să fie într-o zonă unde... Mariana Kovacevici nu poate să intervină. Și vom juca fără Băluță. 3 sau 4 meciuri. Care mai sunt atât? Luis Felipe bănuiesc că nu e. Luis Felipe nu e, Ovidiu Popescu nu e, Pantea se știe că nu e, Panțărul nu e. Când anunță domnul Gigi echipa pe domnul Rotaru? Că... Păi, am anunțat-o eu acum. Multe, adică am anunțat-o care eu ar putea să... situația lui Ingezana care este? Că el i-a ieșit accidentat. E bine, e bine. S-a antrenat deci normal okay. Și ieri și azi. Da, da. Da. Nu s-a antrenat imediat după meci, dar ieri și azi s-a antrenat normal. Aici nu se știe. Da. Becalia anunțase că e posibil să joace Ingezana. Nu, mă uit că e vineri, știi, da. Și sunt ca... La meciuri mă uit la o oră jumătate înainte. Nu mai apare în... Nu mai apare, da. Nu mai apare Gigi, dar după meci, dacă cere iar binecuvântare, e posibil să apară, na, bine, nu contează. Dar vă spun eu ce să pot să mint, să spun, stai dumne puțin că încerc Băluță, lipsește 3-4 săptămâni, are leziune fibrilară de grad 2B. Nu, dar cine joacă în locul lui, aia e... E și greu. Da, pe care sunt variantele, Andrei? Nu, ar fi vreo 3 variante, să spui. Că ar fi varianta Miculescu, ar fi varianta Baba sau varianta Nana. Poate să joace și Nana, ca să faci o singură schimbare, poți să joci cu Nana în partea dreaptă sus. Da. Da. Dar nu spun eu exact ce o să fie, pentru că după aia ajung la Comisia pentru Etică. Pentru că de-aia a plătit Gigi amenda, aia urmează să plătească. Asta e prima oară, de asta am zis că domnul Becari acum ar trebui să spună... Nu, acolo n-a fost așa șansă. Ba da. Nu. Păi da. A fost, e una să dumneavoastră spuneți, vom juca așa. Am spus că i-a zis lui Bititelu ca să câștige și el odată. Păi da, da. I-am spus echipa ca să poată să ne bată sau să ne bată și asta. Băi, e cu totul altceva. Nu e cu totul altceva, sunt niște glume pe care le face Gigi. Cum a zis atunci și cu... Stai puțin. O secundă. Adică, nu se poate glumi chiar cu orice. Dar de ce să nu se poate glumi cu orice? Păi în Italia trebuie suspendați toți, pentru că dau echipele de start cu zi înainte. Gigi le-a zis mereu echipa tuturor. Dar nu e problema asta. Problema este că tu când spui am făcut-o special așa ca păi să nu. Pierd. Păi el n-a făcut-o așa special ca păi să așa pierd. Așa a declarat. Păi a mințit. Ce mai vrei? Păi i-a, nu i-a convenit că am pierdut, pentru că noi nu voiam să pierdem sub nicio formă. Am înțeles. Nu i-a convenit că am pierdut și a vrut să cumva să se dea mare. Băi, am pierdut că am vrut eu, că i-am dat echipa. Am înțeles. Eu spun așa, că în momentul când sunt declarații de genul ăsta, se pune o pată pe competiție. După aia nu poți să vii să spui am glumit, că așa vine un ministru și spune am intervenit la judecătorul ăla pentru ce am glumit. E în regulă? Păi nu, ca idee să vă dau un exemplu. Nu are legătură una cu alta. Adică atunci când pui un semn de întrebare pe o glumă care nu și-avea rostul, că nu a zis doar cum spuneți dumneavoastră, primul 11 ăsta, nu era nimic în neregulă. Dacă îmi zici am făcut echipa special ca să pierd, mi se pare că după aia spui am glumit. Păi așa glumim cu toate lucrurile. Este un abuz foarte mare. Să poți să amendezi și să suspenzi un om pentru că a spus echipa. Este un abuz foarte mare. După cum este o chestie absolut mizerabilă că alții își permit să facă niște declarații
care să atenteze la integritatea unor cluburi și nu sunt chemați de organele abilitate. Da, nu e treaba mea asta. Vă referiți noi la nu facem. Nu mă refer la nimeni. Păi trebuie să vă referiți la cineva. Tu te-ai referit. Păi nu știu dumneavoastră, că dumneavoastră a zis unele cluburi. Da. V-ați referit la unele cluburi? Nu m-a referit la nimeni. A zis unele cluburi. La, care persoane la anumite cluburi atentează la integritatea unor... Exact, exact. Deci v-ați referit la cineva? Nu m-a referit la nimeni. V-am zis în general. Da. Va conveni să... Dar dacă ai impresia că așa ar fi trebuit, atunci da, nu știu. Ce posibil. Că ar fi trebuit să fie... să se sesizeze comisiile pentru anumite declarații ale unora. De exemplu, la ce a spus Șucu, mie mi se părea foarte normal să se sesizeze. Păi ăla a fost un atac și la Ștefănescu, în primul rând, de exemplu, pentru că era tot un semn de întrebare privind integritatea. Acum, când spui Ștefănescu, a luat galben... Noi să-l cumpărăm nici cu 10 milioane. Îți dai seama? Noi aveam pregătit banii. Nu mai trebuie să-l cumpărăm. Dar, 10 acum, milioane dar... aveți? Nu se mai poate nici cu 10 milioane, acum, așa a zis. Păi, ai problema. Acum ce facem? Păi acum, dacă așa face... mă gândesc și eu la niște jucători și spun am impresia că ăștia au semnat cu alt club și după aia gata, i-am blocat. Nici măcar declarația lui Șucu n-a fost așa. Declarația lui Șucu a fost Ștefănescu a vrut să ia galben să nu joace cu FCSB. E al treilea meci, adică a fost explicit cumva spus. Mie mi se părea de sau mi se pare de comisie că nu a trecut foarte mult timp. Scurtă pauză comercială, ne întoarcem, o să comentăm și ce s-a întâmplat aseară în cupă, surpriza de la Craiova și evident prefațăm Sepsi Faru. Am revenit în studio. Va conveni ce s-a întâmplat aseară la Craiova? Că s-au jucat 120 de minute, aș minți dacă aș spune că doar nu. Doar asta? Adică... Da, eu aș fi vrut să meargă mai departe Craiova ca să aibă... Da, este cea mai periculoasă echipă pentru noi la momentul ăsta, dacă ne uităm strict la clasament. Și aș fi vrut să mai aibă meciuri. Pentru ce să mai aibă meciuri? Să aibă program aglomerat. Normal. Dar pe de o parte. Pe de altă parte... Sunt gălățeam totuși, n-am cum să nu mă bucur că se califică Oțelul Galați și cred că la meciul ăsta nu trebuie vorbit de Universitatea Craiova, cât trebuie vorbit de Oțelul Galați. Pentru că au jucat duminică la Craiova cu echipa lui Mititelu, au câștigat fără drept de apel, au plecat la Galați, s-au întors, au jucat 120 de minute fără să folosească toți titularii și au câștigat. Iar, chiar dacă minutul 114, fără drept de apel, pentru că au fost superiori. Eu așa am văzut meciul, nu vreau chiar să se supăr pe nimeni. Dar mi s-a părut că a fost un penalti clar pentru Oțelul, la atacul lui Vlădoiu. Mi s-a părut că, deci au mai avut o ocazie, au avut Teles o ocazie monumentală, iar Craiova a avut vreo 2-3 situații, dar în niciun caz ocazie atât de clare ca cele ale Oțelului. Oțelul a jucat foarte, foarte bine. Mai departe, ce să spun? Toată lumea vorbește de Mitriță, dar eu atât le-am readus în memorie apropiaților, celor de la mine din staff. Că anul trecut, la Craiova, Alibeg a luat roșu, înainte de meciul cu noi. Și toată lumea s-a bucurat. Ba, mă, prindem farul fără Alibeg. Farul fără Alibeg de la 2-0 pentru noi, ne-a bătut 3-2 și ne-a anulat orice șansă la titlu. Nu spun că am pierdut campionatul acolo, că noi nu l-aveam câștigat deloc, n-am fost niciodată pe primul loc. Dar ne-a anulat șansele. Așa că nu e ceva, dom'le, nu joacă Mitriță. Poate să joace Mitriță, poate să nu joace Mitriță. Noi trebuie să fim, să nu cumva să avem vreo problemă de natură mentală. Dacă n-avem, cum am avut cu Rapidul, cred, nu-mi dau seama ce s-a întâmplat cu Rapid. Pentru că și înaintea meciului cu Rapid, chiar dacă jucam în deplasare, dar jucam pe Arena Națională, toată lumea a zis, a, joacă pe Arena Națională, Rapid și-a dat din șanse, Rapid era puternică în Giulești, dar aici FCSB joacă acasă. Ei, uite că acasă, neacasă, 4-0 am luat. Deci orice se poate întâmpla. Da, am vrut ca ei să... Dacă o să câștigați duminică, e decis titlul? Eu nu vorbesc matematic. Eu vorbesc matematic nu, dar nu văd cum l-am mai putea pierde. Okay. Dar asta în eventualitatea unei victorii. Nu cred că un rezultat de egalitate ar fi... l-am putea considera un eșec sau un semi-eșec. Cred că, având în vedere
cum se prezintă acum situația în clasament, n-ar fi rău niciun rezultat de egalitate, dar în condițiile date, cu Craiova 120 de minute, împotriva unei echipe care a alergat-o de-a ruptul, joi, iar noi cu o săptămână pentru a pregăti meciul ăsta, ar trebui să câștigăm. Acum, o să vedem. Sper să putem. Te întreb de cupa, Andrei. Din perspectiva federației, semifinalele sunt un fiasco așa de imagine? Sau cum ai analiza Corvinu, Voluntari, Oțelul Cluj? La Cupa României, până acum, am avut spectatori în tribună, indiferent de numele finalistelor. Sigur că brandurile vând foarte bine, dar ăsta este spiritul acestei competiții. Echipele mari cred că au avut mai multe avantaje decât dezavantaje pe formatul ăsta. Nu-i de acord, știu că nu e de acord, dar în momentul în care... Să spun doar atât, că în opinia mea este un format Robin Hood. Păi formatul ăsta Robin Hood o să-l vedem și la Champions League și s-ar putea să ne amorezăm. Nu, nu se anulează meritul sportiv. Nu, ni s-a anulat meritul sportiv. Noi am jucat în deplasare cu echipa de la, din urna noastră, am mai discutat. Am jucat în deplasare fără niciun motiv. Ok, bun. Asta este un aspect. Celălalt aspect, echipele mari au 3 meciuri. Pot face o greșeală în primul meci. Pe când pe vechiul format... Sau într-unul dintre meciuri, neapărat păi în primul. Pe vechiul format era... Sau într-unul dintre meciuri, mă rog. Acum ai posibilitatea să repari. Asta e una. A doua este dată de UEFA prin faptul că locul ăsta de Cupa României, de câștigătoare, merge în Europa League. Iarăși ar fi trebuit să fie un avantaj. Și al treilea, care poate pentru cluburile mari nu contează, este mărirea un pic a premiilor din această competiție. Câștigătoarea cred că ia vreo 350.000 de euro. Poate pentru un club mare nu contează, dar la ce datorii au toate, vedem evidențiate acolo. Am văzut astăzi foarte multe informații care nu au fost corelate în presă, în sensul că ce s-ar întâmpla dacă va câștiga Cupa Voluntari. Voluntari este o echipă care n-a aplicat pentru licența europeană și atunci Cupa nu va da echipă în Europa League. Va da campionatul. Va da campionatul, dar văzusem acolo o variantă că ar merge de fapt locul 3. Nu știu de unde e varianta aia, nici nu pot să spun clar în momentul ăsta, dar merg numai pe logică și în mod normal pe logică, pentru că e o poziție favorabilă, asta de Europa League, ar trebui să meargă echipa de pe locul 2. Pe locul 2, pe logică. Dar probabil că UEFA va elucida, pentru că UEFA e cea care stabilește până la urmă criteriul ăsta. Da. Ar mai fi un scenariu interesant. Spun acum o variantă. Ia Cupa Ucluj, Oțelul nu termină în primele 10 în play-out, și nu se mai joacă niciun baraj de Europa. Merge direct locul 3 în Conference League. Da. Adică e posibil și asta. Într-un an nu s-a jucat semifinala barajului, dar am avut măcar în toți anii măcar finala. Dar e posibilă și... Știți cum am ieșit noi din cupă? În minutul 87 la 1-0 pentru noi la Galați, nu că ni s-a anulat un gol valabil. O bijuterie de gol al lui Daua a fost anulat. Pentru că a visat un asistent că mingea a depășit suprafața terenului, s-a văzut după aia pe toate relelor că n-a depășit și că golul a fost valabil și în loc să fie 2-0 minutul 87, a fost în minutul 90. Bun, dar asta nu are legătură cu formatul cupei. Nu, nu are legătură. Am zis de format. Nu, am zis doar așa. Și postarea am pe zis care doar așa la, ați avut-o pe Facebook. Da, ați fost, cum să zic, ați ironizat cupa. N-am ironizat cupa deloc. Aia a fost înainte de a se juca meciul de la Craiova. Aia a fost un pronostic al meu că Oțelul va elimina Universitatea Craiova. Cine nu știe să citească printre rânduri, n-am ce să fac. Eu sunt, într-adevăr, sunt câteodată mă surprind singur cât de subtil sunt. Știi? Dar de data asta am spus și că va avea meci foarte greu CFR cu Corvinu și că Oțelul va trece de Craiova, pentru că, nu știu, Oțelul îmi dă impresia că este exact, nu o să facă, se supără Dorinel dacă fac, mă rog, vreo comparație, dar este un adversar foarte, foarte dificil. Și acum, la drept vorbind, după cum joacă Oțelul, dacă m-ar pune în momentul ăsta să spun ce echipă are șansă în primul tur preliminar al cupelor europene dintre cele care se bat pentru un loc de conferință sau Europa League, ai spune Oțelul Galați. Nu, aici e un lucru complicat, pentru că Oțelul nu are coeficient.
Una e să, nu, să fii cap de serie, cu totul altceva. E nu chiar cu totul altceva, că CFR a fost cap de serie și a jucat cu Adana. Ok. Dar astea sunt niște cazuri excepționale. Pentru că mie mi s-a părut că Oțelul, dar nu știu dacă poate să joace în fiecare meci așa, dar cum a jucat aseară, meciul de aseară, este un fotbal european, la nivelul nostru, de, vorbesc de nivelul nostru. Ori când văd alte echipe cum joacă în play-off acum, îmi pun mari întrebări iarăși din, despre ce se va întâmpla la vară, nu la toamnă. La vară. Dacă unele echipe arată cum arată acum. Păi, în... Așa ești. Nu și Oțelul de... ieri, cu Ghiocel, care aproape că n-a jucat în sezonul ăsta. Cu Rusevici, care la fel a jucat foarte puțin. Cu jucători de culoare din partea dreaptă, la fel, cu Tănasă, care e rezerva lui Bodișteanu. Ce face Dorinel... Asta este indubitabil, că fără Dorinel, echipa aia, cred că n-ar exista. Așa, pentru că îl vezi, el e activ, nervos și transmite starea asta a echipei, nu de nervozitate, ci de hiperactivitate, din primul minut. Eu l-am văzut, el era vulcan. Dan Petrescu, pe Petrescu l-am văzut niciodată exact, relaxat exact, pe bancă. Exact Dan Petrescu. Da. Exact Dan Petrescu. Tot și, timpul nu și chestia asta pe care o să, de acum o să o contrazic. Deci, Oțelul, cum ai zis și tu, da, se duce la Craiova, joacă la Craiova, pleacă cu autocarul, atenție. Da, da. Toată noaptea ajunge dimineața acolo, luni, sau când a fost. Da. Duminică a fost, da. Fac o refacere, ce fac? Fac marți dimineața un antrenament și marți pleacă înapoi. Da? Și joacă 7 dintre jucătorii, să cred că 7 au fost dintre jucătorii care au jucat în meciul de și nu doar că fac o victorie. Joc, pot alerga. Uite la Cizotti. Cizotti, care n-a jucat nicăieri și are 30 de ani, nu, că acolo și Cizotti, e trecut de 30 de ani. Și te uiți la el, că dacă te uiți la el, abia stă banderola, că n-are un fizic, nu-l recomandă deloc fizicul. Alergă non-stop, e pe tot terenul. Marchează, pasează. Este... Oricum, mi se pare formidabil că Oțelul este în momentul ăsta, o echipă, e adevărat, și Cluj în situația asta, care are două variante pentru cupele europene. Deci una e cupa și una este ruta de campionat, iar Oțelul e acolo. Dan Petrescu demis. E veste proastă pentru FCSB? Normal. Normal. Doar că... E o distanță care ne separă acum de CFR și nu-i văd pe CFR plecând cu puncte din Giulești. Nu-i vedeți. Mm-mm. De ce faceți referire la ce s-a întâmplat, situație și... Taxi dislipsește, antrenor va fi Hoban, înțeleg. Ok, tot timpul spui, dom'le, când se schimbă antrenorul... Jucătorii vor să-i demonstreze noului antrenor că merită să joace, cei care nu joacă, cei care au jucat, că merită să în continuare să-și păstreze locul de titular. Dar aici e vorba de interimar, adică e... Aici doar deși, a fost schimbat antrenorul, nu a fost și nimic. Exact. Deși și noi am avut aceeași situație când a plecat Nicolae Dică și am fost cu Pinti cu situația interimar și uite că de atunci... Echipa a rămas cu Pinte, a venit și el și suntem noi. Bun, îl ascultăm pe Hagi înaintea meciului cu Sepsi din această seară de la Sfântul Gheorghe. Bun găsit, domnule Hagi, cum se vede duelul contra celor de la Sepsi? Totdeauna meciuri frumoase, meciuri deschise, două echipe care caută fotbalul, joacă fotbal și important este să facem ambele faze foarte bine, să pentru că adversarul ne va forța să facem lucrul ăsta și sperăm să o facem cum am făcut ultima dată. Statistica de partea echipei dumneavoastră, contează statistica? Da, e bine să te uiți în spate, să vezi, dar ce e în față și în față e o provocare mare, jucăm în deplasare și știm că e un meci foarte greu, dar nimic nu e imposibil. Observăm două schimbări în primul 11 față de partida trecută și, evident, nu putem să ne observăm și 4 jucători lăsați în afara lotului, Deaconu, Budescu, Chichi, Boli. Totdeauna am vorbit de cei care i-am, ceilalți care au rămas acasă, v-am spus motivele care sunt, ceilalți merită o șansă, ceilalți merită să joace, fiecare jucător ca să evaluezi trebuie să fiecăruia să-i dai șansă și atunci am venit cu... Avem foarte mulți jucători în atac, avem foarte mulți jucători în apărare. Chiar dacă unii sunt tineri, meci de meci veți vedea unul sau altul, pentru că așa trebuie să facem ca să evaluăm.
Bineînțeles că ne dorim să câștigăm și tot ce facem să sper să fiu inspirat. Echipa care va câștiga astăzi rămâne în cursă pentru cupele europene? Absolut, da. Eu zic că vom juca la Victoria amândouă, cred eu, chiar dacă trebuie să te aperi și faza defensivă trebuie să o faci foarte bine, dar ambele echipe cred eu că încearcă să câștige 3 puncte, în special noi care ne avem nevoie de cele 3 puncte ca să ne luptăm acolo. Mulțumim tare mult, ne auzim la final. Da, l-am ascultat pe Gică Hagi. Este, în acest duel se regăsesc două echipe care au făcut profit pe 2023. Se pare relevant într-un fotbal care pierde bani. E adevărat, două modele cumva diferite, pentru că acolo e investiție exclusiv privată la Faro, exclusiv privată. În partea asta, cred că e cea mai mare sumă pe care o echipă o accesează din fonduri publice sau de stat, dintre toate cele 16 echipe. Dar nu contează, ca idee... Uite, și doi foști colegi de la Farul pe vechi, Bățel și Cosmin Matei. Da, dar nu chiar foarte, foarte vechi, adică... E la mic Cosmin. Păi Mățel e 88, Matei 98. Nu, câți ani au trecut de când au fost ei colegi la Farul? Păi vreo 13, mai mult, hai să ne gândim. Cam cât? Prin 2010, Matei avea 18 ani, deci acum are 33. 2012, ceva de genul ăsta. Vreo 15 ani. Ah, mult, da. Am gândit că era mai... Da, la 18 ani juca la... Că știu că a debutat în națională Matei, și era foarte tânăr, în 2014, în meciul amical cu Albania din Elveția. El era cu Alibec, erau... prieteni. Da, și aceeași generație. Da, 91, da. Nu? Să vedem distribuțiile de start la Faru, să vedem ce a ales Hagi. Îi dă posibilitatea lui Dănuleasa să joace. A început play-off-ul cu Cojocaru, titular în Giulești, a jucat și cu FCSB, acum apare și Dănuleasa. E cumva o politică pe care Hagi o tot face, de a da drumul unor jucători după ce accesează play-off-ul fără șanse de a fi la titlu. Că dacă totuși era în luptă cu adevărat la titlu, nu cred că apăreau jucători. Dar eu singur, și sunt două schimbări față de meciul cu noi, apare Grigorian de la început, nu joacă Ronaldo Deaconu. Și apare Dănuleasa, fundaș central, nu joacă Gustavo Maris, da. Mihai Popescu în continuare fundaș dreapta, a fost mulțumit pe bună dreptate că a jucat bine. Acum nu avea cum să nu fie mulțumit că a jucat chiar foarte bine. La un club care își propune să vândă jucători, numărul minutelor acordate jucătorilor tineri devine foarte important. Adică nu, din punctul meu de vedere, nu e întâmplare și nu e numai, eu știu, o analiză care e mai bun pe postul respectiv în momentul ăla. Dacă ei sunt egali pe post, atunci jucătorul tânăr la o echipă care vinde va primi mai multe minute, mai multe decât celor. Da, apropo de Dănuleasa, că sunt oameni care urmăriți ce se întâmplă la nivel de juniori, el e un fotbalist pe care lumea cum a găsit de nu îl cunoaște. Și mi se pare că, nu știu, FCSB n-are fundaș central român, nu pe Chiriche, ce de perspectivă. Craiova n-are. CFR... Dănuleasa, care e 2003, născut 2003, era titular în echipa națională care s-a calificat acum 2 ani la turneul final al campionatului european Under 19 în Slovacia, juca titular. Și de atunci s-au trecut 2 ani. Iar cred el nu cred că a avut și o accidentare, da, în timp. Dar cred... el nu a apărut. Adică totuși are 21 de ani. Nu știu dacă i-a făcut sau nu, dar e născut 2003, suntem în 2024. În condițiile în care din echipa aia, fundașul dreapta era, portarul era Robert Popa, care apără la Craiova cu probleme, da, apără și nu apără. Fundașul dreapta era Pantea, care s-a accidentat acum, dar a jucat cupele europene, a jucat titular. Rareș Ilie, care a plecat dincolo, Sârbu era ce... a fost mult mai Sârbu de la Gică, da. Pandele s-a accidentat, mă rog. Alții joacă în divizia B, dar uite, Doru Andrei, care joacă la Voluntari. Da. Luca Andronache, iarăși o întrebare, de ce nu este folosit mai de ce nu îi se dau minute? Probabil că a avut cu balgia aia la ținut foarte mult. Poate că da. Oricum, interesant, 4 jucători sub regulă în echipa de stat a lui Hagi. Chiar aș fi curios să caut să văd dacă pe parcursul acestui sezon s-a întâmplat să aibă 4 jucători la start U21. Nu cred, cred că cu excepția meciurilor acelea din când jucau ei și Benajau Pene și era practic echipa a doua, nu cred că s-a întâmplat. Dar nici atunci nu cred că nu prea... Îi dau o temă lui Liviu Manoleche și după meci și vedem despre ce e vorba. Bun, urmărim Sepsi Faru și la final ne revedem.